Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă îmbrățișez cu drag și vă reamintesc cât de minunați sunteți. Citirea este una colectivă pentru momentul prezent. Să vedem ce ne mai spune energia. Vă rog tare mult, dacă nu rezonați cu mesajele, să mergeți mai departe. Voi face astăzi citirea pentru următoarele 3 zile, cu speranța că toată lumea este sănătoasă, că ați petrecut bine, frumos și că sunteți liniștiți. Să vedem. Relație, plan material, emoțional. Îmi vine să cânt, posibil ca voi să fiți bine acum. Și luăm și o carte oracol. A venit un porumbel și mi s-a așezat la geam și se uită efectiv ochi în ochi cu mine, cum ar veni. Fie vă privește cineva insistent sau vă admiră cineva sau se uită la voi pe profile, pe mediile de socializare, fie primiți niște mesaje. Relație. Este vrăjitoarea mării. Poate fi și Ariel, știți, ca în desenele de la Disney. Voi sau cineva să fie îndrăgostit de voi. Să fie o situație puțin atipică, lumea din jurul vostru să se opună și cu toate astea să reușiți. Vom vedea despre ce este vorba. Avem 5 și 2, o schimbare, ies la suprafață niște lucruri. Îndrăgostiții. Eremitul, pajul de monede, 2 de băte și 3 de băte. Interesant. Cineva să își dorească să iasă la suprafață sau să își dorească să iasă dintr-o situație atipică. O situație atipică care vă ține izolați sau la lumina lunii. Ori aveți unii dintre voi parte de o relație care nu vede lumina zilei, adică este puțin ascunsă, este puțin ferită de ochii lumii și acum cumva ați luat hotărârea să o oficializați, poate fi, ori unii dintre voi faceți planuri despre cum puteți evolua într-o direcție care are legătură cu o persoană foarte introvertită, posibil persoana voastră de interes să fie foarte introvertită și închisă așa în sine și foarte analitică sau să pară critică, exigentă, iar voi să aveți aici o provocare și o alegere de făcut, iar aici ca arhetip să știți că am axa medicinei Fecioară Pești. Fie vorbim realmente despre cineva Fecioară Pești, fie vorbim despre cineva cu un mercur posibil retrograd în harta natală, care tot timpul să fie în această postură de a evalua, a reevalua sau de a nu putea lua decizii foarte concrete și foarte repede. Dar să aveți așa un moment de luciditate mentală puternică prin care să spuneți gata, m-am hotărât și voi face asta. Pentru alții dintre voi doriți să aflați niște vești de la persoana aceasta, iar persoana aceasta este cumva dispărută. Nu este dispărută, să știți că vă privește de la distanță. Este o alegere să tacă în acest moment. Este foarte interesant. Dar așa este. A ales să tacă. Vedem despre ce este vorba. Ce este cu această carte aici de relația tipică, ce înseamnă 52? 7 de monede. O situație prin care ați navigat și orice ați fi făcut, ajungeați tot în același punct, cumva. 7 de monede vorbește despre răbdare, despre o stare de a fi din care nu poți să evoluezi, nu poți să avansezi.
Sau culegem acum roadele lucrurilor care deja s-au întâmplat între noi. Șapte de cupe. V-am spus, unii dintre voi vă gândiți la cineva care nu pare să dea niciun semn de veste sau nu pare deschis, pur și simplu, nu aveți cum să abordați această persoană cumva. Șapte de băte, șapte, șapte, șapte. Este un omen de noroc, sunt numere norocoase. Și prin acest șapte, 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 pentru că a apărut șapte de băte ultimul, dacă doriți să aflați ceva de la cineva, oricât de atipică ar fi relația, situația sau postura în care vă aflați, cartea și energia vă sugerează că este momentul să vă faceți singuri loc, să vă creați singuri contextul, momentul potrivit, să discutați dacă asta vreți să faceți sau să le faceți o vizită pentru unii dintre voi, cam asta plănuiți. Pentru îndrăgostiți, am cavalerul de cupe. Sau s-ar putea ca cineva pe voi, dragii mei, să vă îndrăgească foarte mult și să nu știe cum să vă abordeze. Cineva alături de care ați trecut prin multe. Când bine, când mai puțin bine, când rece, când cald. Și cu toate astea aici sunt sentimente. Cavalerul de cupe spune că cineva, deși pare aprig în primă fază, are posibilitatea de a fi și blând. Lucrurile se pot ameliora, se pot îndulci. Pentru doi de băte, pentru aceste planuri, regele de băte, cineva cu foarte mult foc în interior, cineva, un leu foarte pasional, o persoană foarte pasională aici, ori și-a pierdut răbdarea această persoană, ori voi sunteți cei care v-ați pierdut răbdarea și vreți să faceți ceva, dar parcă simțiți energia celelalte persoane că vă blochează. Nu vă blochează pe voi, ci persoana aceasta are cumva ceva atipic în ea. Pentru pajul de monede avem moartea, tranziția, da? Se poate produce o schimbare aici. Se schimbă o situație și se creează un cadru prin care persoana voastră de interes se transformă din eremit în rege de băte. Iar aici, pentru trei de băte, avem luna. Am început discuția prin a vă spune că cineva sau că această relație este consumată la lumina lunii, posibil să aveți o relație secretă care acum să fie dezvăluită tuturor, posibil să țineți ascuns ceva atipic de copiii voștri și să vă hotărâți acum să îi puneți și pe ei la curent cu aceste lucruri, sau această persoană să nu vă spună ce simte, să simtă pasiune pentru voi, dar în egală măsură să se poarte atât de diferit încât voi nu înțelegeți ce se petrece acolo. Va exista un moment de analiză de ambele părți prin care să luați acea hotărâre cu îndrăgostiții și calea este steaua, să vă aliniați. Există două posibilități aici, unii dintre voi să vă aliniați cu această persoană, să ajungeți la un numitor comun, pentru că aveți un sens împreună, iar pentru ceilalți dintre voi, unii dintre voi realmente ajungeți la concluzia că drumul vostru este în altă parte. Se produce așa în voi un miracol, o minune prin care vă dați seama că nu mai are niciun sens să așteptați această persoană. Și avem 21 sau lumea. O încheiere organică a unei situații din momentul prezent în care vă regăsiți și începerea unei alteia mai potrivite. Avem aici un bebeluș. Și vedeți că acest personaj are pe mâna dreaptă o brățară, brățările, cerceii, inelele, lanțurile, absolut toate bijuteriile blochează energia. Asta este și motivul pentru care eu nu port nici cercei, rar de tot să merg la vreun bal, nuntă, chestii să-mi pun. Se blochează energia. De ce? Pentru că metalele conduc energia, fie o amplifică, fie o răstoarnă, fie o distorsionează și așa mai departe. Deci cineva nu poate manifesta acest început sau mai poate fi aici că în sfârșit, deși ați avut un blocaj, se întâmplă ceva de bine, vine o vindecare în familia voastră, relația voastră, inclusiv se naște ceva. Pentru alții dintre voi s-ar putea ca persoana la care vă gândiți voi să aibă copii sau să descoperiți că ați avut unii dintre voi o legătură, o aventură cu cineva și că veți fi părinți, indiferent că sunteți doamne sau domni.
să se fi lăsat cu un fruct al iubirii voastre, cum se spune aici. Despre ce este vorba aici cu lumea? Doamnelor, dumneavoastră, atenție, că s-ar putea să descoperiți că sunteți mame sau dumneavoastră, doamnelor, vă doriți neapărat, sau energia feminină din cuplu, pentru că și domnii au energie feminină, să doriți neapărat să aveți această nerăbdare în voi. Ideea este că se poate ajunge cu această stea și cu lumea la un numitor comun și la un numitor comun bun, blând, calm, indiferent de drumul pe care mergeți, totuși să vă simțiți bine, pentru că moartea este o carte care ne spune tranziție, ne împăcăm cu ceea ce se va întâmpla, ne resemnăm, dar într-o formă elevată, înaltă. Mai au o carte aici, cei cu lumea. Dacă nu vorbeați, puteți acum să comunicați. S-ar putea ca cineva să-și arate interesul pentru voi, exact cum spuneam. S-ar putea nerăbdarea voastră să fie pentru că doriți să primiți un mesaj și îl veți primi. Deci, tocmai de aceea persoana voastră de interes a apărut ca eremitul, pentru că se dezgheață și bum, iese la suprafață pasiunea. Pe planul emoțional, nu, material, sub umbrela mea 20, judecata. Ce cărți frumoase! Avem 4 de bâte, justiția, 6 de bâte, puterea și spânzuratul. Vi se deblochează pe partea financiară ceva sau pe planul material la voi în casă, casa. Unii dintre voi să știți că vă mutați cu locuința. Dacă vă căutați o casă, găsiți. Sau vă mutați în chirie sau reușiți să închiriați un imobil. Am 4. Casa, locuința. Alții dintre voi în sfârșit reușiți să scăpați dintr-o instanță cumva, nevinovați. Alții dintre voi reușiți să vă cumpărați mașină. Alții dintre voi vă eliberați dintr-o căsnicie care v-a tras în jos, unde depindeați de partenerul vostru din toate punctele de vedere, reușiți să obțineți ceea ce vă doriți din partaj și aveți succes pentru o altă relație, văd. Alții dintre voi, în sfârșit, puteți să vă oficializați căsătoria. Veți primi o cerere în căsătorie aici. Iar alții dintre voi, să știți că ați așteptat foarte mult timp pentru un serviciu mai bun și îl veți obține. Va fi un parteneriat de lungă durată. S-ar putea să obțineți un serviciu mai bun lucrând de acasă. Șapte de bâte. Trebuie să faceți voi ceva. Deci, da, pentru absolut tot ceea ce vă doriți, este nevoie să acționați. Și steaua, pentru că reușiți. Nu știu ce dubii aveți voi aici, sunt și acte, sunt și chestii legale, sunt și taxe și impozite, dar aveți 6 de bâte, puterea și 4 de bâte aici cu justiția, adică reușită. Reușită în toate planurile, 7 de bâte și steaua. S-ar putea să trebuiască să insistați puțin, veți reuși. Pe planul emoțional avem o zi însorită, ce frumos, asul de bâte, 9 de cupe, minunat, 6 de monede, avem regele de cupe și 8 de cupe, ce frumos. Lăsați deoparte, depășiți o stare emoțională, o tristețe, cineva își declară dragostea, vă împărtășește iubirea, este ceva ce v-ați dorit de foarte mult timp și sunteți în fața unui nou început, dar un început pe care sufletul vostru îl vrea, nu mintea. Pentru alții dintre voi să știți că dacă sunteți în separare cu cineva acum, este cel mai bun lucru care vi se putea întâmpla. Voi vă știți cel mai bine situațiile, dar aici luna plină spune gata, am ajuns într-un punct de curățare, este bine să-mi curăț emoțiile, să mă echilibrez, pentru că am pe altcineva în față, deși nu văd, nu știu. Soarele îmi garantează asta, energia îmi spune, nu te îngrijora, ești pe mâini bune. Pentru alții dintre voi, dacă ați fost triști sau nu știu, cum aveți aici acea 777,
cea așteptare, ia sfârșit, da? 7 de cupe se duce către 8 de cupe și spune gata, uite, uite care e treaba. Și voi intrați în energia regelui de cupe, persoana respectivă, prin simplu fapt că vorbiți, intră în energia regelui de băte, unul mai pasional, unul mai emoțional, dar este în regulă așa, pentru că amândoi vă doriți reciproc și amândoi vă simțiți atrași unul de celălalt. Este și emoție și pasiune și erotism aici, cu de toate așa. Relație picantă. Se simțim, domnule, că trăim. Pajul de monede, ca și aici, trebuie doar setată intenția, trebuie să vă fie clar ce doriți. O să știți că noi așa ne cam pierdem, nu prea știm ce vrem, vrem, nu vrem, ne îndoim, trebuie să vă fie clar ce doriți. Împăratul, împăratul, să fiți stăpân pe emoțiile voastre. Cineva puternic vine aici către voi. Și regina de bâte, iată. Vă aliniați cu o persoană care vă este foarte potrivită zilele acestea. Să știți că simt energia mai multor persoane aici și s-ar putea alegerea voastră să aibă legătură cu o persoană din trecut și cu una din prezent pe care o cunoașteți acum sau o cunoașteți deja. Dar este foarte bună energia. Rol are împăratul aici. Casetă care spune, gândești învechit, ești condiționat, faci același lucru ca și în trecut și viitorul este în mâinile tale. Deci energia spune, trebuie să-ți asumi viața așa cum este și să dai drumul creativității din tine, pasiunii din tine, să-ți permiți fără rușine, fără vină, să simți ceea ce simți. Dacă cumva ați trăit o aventură la lumina lunii, după cum spuneam, sub clar de lună, asta este. Asumați-vă, pentru că iese și soarele. Iese și soarele aici. Aveam o Sunny Day. În acest moment este ceea ce aveți voi nevoie pentru a putea evolua. Și avem de două ori steaua. Sunteți cumva pe drumul vostru. Talismanele. O albinuță, lucrurile pot funcționa, iată și o căpșună, exact așa cum sunt ele acum, un simbol din medicina chinezească și un păstârnac aici care spune că vă puteți trăi viața cum este acum fără să vă intoxicați singuri cu credințe care mai de care, să vă relaxați puțin. Aici avem capricornul, cineva exigent, deci vă judecați singuri sau realmente un capricorn sau o idilă care a început prin luna ianuarie. Avem un trandafir, cineva vă declară dragostea și vă invită cumva în oraș. Iată din nou simbolul acestei ierni și steaua. Ceva ce a început atunci se poate clarifica prin toamnă, iarnă. Se poate clarifica sau atunci a început un leu, capricorn și leu. Vara mai poate fi aici, luna august sau vara pur și simplu iulie, sezon de leu. O inițială A, N, ceva ce ține de un an, anul. Cineva vă salută, deci veți primi mesaje, că am avut acel porumbel la geam, aveți două stele. Ajungeți la aceeași concluzie amândoi. O cruce, se închide ceva karmic aici, se închide o epocă de sacrificiu, închideți un sacrificiu, eliminați un sacrificiu, lotusul, lucrurile devin ușoare, iată-l și pe 6 de bâte, ceva foarte frumos, uite și moartea, fluturile, transformarea, bucuria, la nivel de relație, de suflet pereche aici, este sincronizat, să vă aliniați, dar atenție, că vă învăluie totuși o energie joasă, așa, toxică, aveți și niște furie, parcă nu vă bucurați complet de viață. Avem această libelulă care are pe cap o coroană, chakra coroană, crește organic, universul vă ajută. Avem bufnița aceasta, poate fi un rac aici, de asemenea, și anu. Pentru unii dintre voi răspunsul poate fi nu, nu așa. Deci nu așa în energie joasă, sau anu, pur și simplu, am inițialele A-N-U, A-N-U.
Ceva ce a fost foarte liniar acum se poate încheia. Deci dacă faceți parte dintr-un cuplu care a tot așteptat, v-ați tot chinuit, așteptarea aceea se termină, se transformă, lucrurile evoluează. Dacă așteptați pe cineva de foarte mult timp, în sfârșit puteți sta de vorbă. Ceva ce are legătură cu un an sau anul acesta este unul de reușită pentru voi. Nu vă pierdeți timpul cu mintea înghețată, cu mintea blocată în vină, în conflicte, în dezgust și în furie. Mai avem un B aici, bani, primiți niște bani, rezolvați cu serviciul. Iată, am un diamant, ceva strălucitor, deci aveți o reușită foarte mare. A treia stea, în 3 puncte, 3 luni, 3 săptămâni, o inimă se întregește. O reușită foarte mare. Dacă aveți provocări cu sănătatea, din nou, rezolvați. Pentru foarte mulți dintre voi, banii au fost provocarea. De acolo ați avut discuțiile sau din planul material de la rutină. Nu se putea conviețui înainte împreună, dar acest păstârnac aici sau ce este el îmi spune că lucrurile pot funcționa bine acum. Capricornul. Unul dintre voi a condus prin orgoliu. Punct. Era ca mine sau nu e deloc? Ceva de genul acesta. Și se poate schimba situația. Ca semne astrologice, avem așa la relație. Scorpionul, pești, fecioară, gemeni, rac, vărsător, săgetător, scorpion, pești din nou, săgetător, fecioară, capricorn, pești din nou sau rac, poate fi leu, berbec, berbec și capricorn. La partea de plan material, vărsător, săgetător, leu, 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 foarte puternic leul aici, balanță, pești și cam atât. La planul emoțional avem leu, berbec, taur, toate semnele de foc, pești, rac, scorpion, pești din nou și berbec. Eu vă îmbrățișez pe toți cu drag, pe data viitoare. Să fiți bine, pa, pa!